Eroii care au căzut la datorie în timpul Revoluției au fost comemorați și la Constanța. Membrii asociațiilor de revoluționare alături de membrii ai forțelor militare și reprezentanții prefecturii și ai Consiliului Județean au depus coroane de flori. Slujba a fost oficiată de preanaltul Teodosie, arhiepiscopul Tomisului. Pentru mine este un moment emoționant, e o zi deosebită care rămâne în viața întregii comunități românești. Eu cred că niciun, să spunem, cetățean al României nu poate să spună că această zi poate trece ca o zi oarecare pe lângă noi. Foarte important pentru noi militari este că acum 22 de ani pe stradă se striga armata e cu noi. Așa este și în prezent, armata este alături de cetățeni și să nu uităm că întotdeauna atunci când este mai greu cetățenii apelează la armată. De aceea noi ne dorim și le dorim cetățenilor ca, între ghilimele, fie spus să n-aibă niciodată nevoie de noi atunci când le este greu. Revoluționarii care au scăpat ca prin urechile acului de focurile de armă care veneau din toate direcțiile își aduc aminte cu amărăciune de acea perioadă. Unii dintre ei se aflau chiar la București, locul unde Ceaușescu și-a găsit sfârșitul. Din 22 ora 20:35 când a ajuns accelerator ca niciodată, până în 25 când l-a executat pe Ceaușescu, a fost acolo la sala Palatului, Radio București și așa mai departe. Da? Că am ajuns și cu armă, mâna e altă treabă, dar toți care erau în stradă au crezut că o să se schimbe ceva extraordinar în România. După 23 de ani se vede ce e în jurul nostru. Străzile erau mute, care se știa cu musca pe căciulă fugeau și care aveau pistoale, trăgeau, să știți. Câți ani aveți? Păi aveam 39, eram mare, eram bătrână, aveam copii, aveam trei băieți și o fată și copiii mei, băieții lucrau în port și ne-am întâlnit toți trei, eu cu băieții mei, în prefectură. Nicu Mavrodin, căpitania haiducilor, avea 17 ani în 1989. 17 ani jumate aveam la Revoluție și am pus steagul sus pe securitate, deci securitatea a fost cucerită de mine, să-i zic așa. Cum a fost atunci? Cum vă aduceți aminte? Cum arăta, nu știu, erați în Constanța? Da, eram în Constanța. Constanța 99. Mult mai gri decât astăzi. Oamenilor le era frică să vorbească, spre deosebire de astăzi când vorbesc, dar nu-i ascultă nimeni. 90% din populație era și înfometată și înfrigurată și plină de frică față de regim. Foarte puțini oameni au avut curaj într-o primă fază să iasă. Prefectul Constanței spune că nu va uita niciodată momentele din 1989 pe care le-a trăit alături de familie. 22 decembrie este ziua în care trebuie să ne amintim cum arăta România în acel an al Revoluției. O țară a foametei, a mizeriei, o țară a lipsurilor de tot felul, o țară cu cetățeni lipsiți de cele mai elementare drepturi. Au fost oameni care s-au ridicat împotriva tiraniei, au fost oameni care s-au jertfit și lor trebuie să le păstrăm o veșnică recunoștință. Evenimentul s-a încheiat prin defilarea gărzii de onoare.